Bun, te salut, Vasi aici și bine te-am găsit la un nou video. Lasă un like și un comentariu dacă îți place acest video și hai să trecem la treabă. Cu celebrul intro, astăzi vă arăt o chestie foarte tare. Știu că v-am mai făcut un video pe canal despre Ledger, în schimb astăzi vreau să fie unul mai lung, un tutorial mai mare, prin care facem și unboxing, da? Este un Ledger nou special pentru voi, o să-l folosesc special pentru canal și pentru programele pe care le am, pentru transparență. Vreau să fac un portofoliu, după cum știți mulți dintre voi că am un program prin care ajut tinerii investitori care au o sumă de bani să investească corect, da? Și acolo în live-urile pe care noi le avem am zis că o să facem un portofoliu al grupului, practic o să fie portofoliul meu pentru grup, da? Și acest Ledger o să-l folosesc pentru grup. Hai să trecem la treabă, facem un unboxing, tăiem cu cutter-ul. Deci o să filmăm pe două camere, wow! Ia să vedem. Perfect, dăm asta la o parte. Sper să se vadă în totalitate. Bun, asta este sigla, puțin diferit de celălalt. Cred că asta e o variantă mai nouă. Oh, oh, oh. Aici Ledger-ul. The blue one. Da. The king of Bitcoin. Aici avem un cablu. O să-l introducem cablu aici. După care o să-l introducem în laptopul de aici. Bun. Lăsăm Ledger-ul la o parte. O să vede, asta e. Atât de micuț, care poate avea pe el foarte multe lucruri. După care avem Secret Recovery Sheet. Bun. Dăm la o parte aici și avem aici unde putem să scriem cuvintele cheie, cele 24 de cuvinte cheie, sunt vreo 3, cu wallet-ul meu principal, cu Ledger-ul, le-am plastifiat, practic am scris cuvintele cheie, le-am plastifiat și se află într-un loc sigur, ca să nu zic safe, și avem 3, boxing total, după care dăm și căpăcelul ăsta. Și sper că avem și cablu, care mi se pare mai important, cablu. Dacă nu, îl am pe celălalt aici oricum. Da, avem și cablu. Aici, imediat. Sunt identice, la fel, logo-ul. Aici. Bun. Identic, lăsăm aici deoparte, aici mai avem câteva pagini despre cum să-l folosim și așa mai departe, nu o să avem nevoie de astea, le pun aici, astea aici, astea aici și cam atât, nu mai avem nimic aici, un unboxing, ba da, mai avem super tare chestia asta de pus la cheie, este un mic... Nu știu cum să-l numesc, preloc, da? Foarte interesant. Punem asta aici, da? În afară de cutie nu e nimic schimbat. Asta aici, asta aici, asta aici. Perfect, gata. Și ne rămâne partea principală, da? Ledger-ul. Bun, perfect. Ledger-ul și avem aici cablul. În schimb... Eu mai am nevoie pentru laptop de un adaptor, pentru că nu am cablu. Și imediat o să-l adaptăm aici. Adaptorul o să-l adaptăm, da? Bun, perfect. Am pus adaptorul, am pus cablu la USB-C către USB normal, la USB tip A. Cum se mai numește. Și avem după care aici. Bun. Video ăsta practic o să fie 2 în 1. Adică o să... Bun, deci avem două butoane aici, da? Right și left. Acestea pot fi dreapta sau stânga și ambele clicuite odată înseamnă yes or no. Dăm aici. După care dăm download. Îl avem. Use button to
navigate menu and list, press button, da, to select, both, adică amândouă, ok? Hold button anytime to access settings and more, bun. Start Ledger Live. Ledger Live este de fapt aplicația pe care o vom instala pe acest device, pe laptop, da? Set up a new device, recovery from recovery phase. Dacă aveți deja un recovery phase, cel mai bine ar fi să și ar, nu știu, ați pierdut Ledger-ul cumva și vreți să vă conectați la Ledger Live, luați al Ledger și îi dați un restore dacă aveți cuvintele cheie, dar ați pierdut Ledger-ul, da? Și practic există și varianta asta. Reminder, da. Dacă apăsăm ambele butoane, vom confirma sau vom infirma, da? Setup as new device. Dăm pe ambele. Haideți să facem și un pin. Bun. Choose pin with 4 to 8 digits. O să facem de 4 și o să avem așa. Nu o să vă arăt aici exact. Bun. Și acum o să scriem, sper că se focalizează, write down your recovery phrase. Și acum o să avem 24 de cuvinte cheie, după cum vedeți aici. Eu o să iau o din asta de notițe, o să am un pix lângă mine și o să încep să notez cuvintele cheie. Deci acum trebuie să apăsăm pe ambele butoane pentru a continua. Și avem așa, primul. Bun, după ce am băgat și am notat toate cuvintele cheie pe care le-am scris aici, nu o să vi le arăt, da? După ce le-am verificat, apăsăm pe ambele butoane, da, care înseamnă agree sau cancel, confirm your recovery phrase, gata, și avem, acum trebuie să punem toate cuvintele din nou. Ce-mi place foarte mult e că le ai deja presetate, nu trebuie să le scrii de mână, ai 1, 2, 3, 4 cuvinte și tu trebuie să alegi din fiecare. În momentul de față noi o să alegem din fiecare. Imediat le alegem, foarte rapid, nu trebuie să le bagi de fiecare dată, asta îmi place foarte mult, deci trebuie imediat le pui. Bine, mai ales dacă faci o dată chestia asta, ideea e să nu le greșești, că după trebuie să o iei de la capăt, asta e singura problemă. Și gata. Să ținem fraza secretă, așa, să nu o împărtășim cu nimeni, după care dăm gata. Și așa am făcut configurația Ledger-ului. Momentul de față este ready. Mergem în dashboard și aici putem să instalăm app-urile, da? Dăm pe 2 și acum va trebui să intrăm în Ledger Live să putem face aceste noi, mă rog, să introducem fiecare blockchain în parte, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Solana și așa mai departe. Păi cam atât a fost video-ul ăsta. Într-un video ulterior o să vă arăt cum să, dacă e interes și lăsați un like și un comentariu, o să vă arăt cum să primiți fonduri sau cum să trimiteți fonduri din Ledger și cum să faceți staking pe Ledger. Cam asta a fost unboxing, cam asta a fost faza de setare sau presetare și na, sper să luați deciziile corecte și să stați departe de checksuri în momentul de față. După care îl trageți de aici, nu mai are alimentare, n-are baterie, se închide și pam pam, aveți aici Ledger. Bun. Perfect. Cam atât a fost în video de astăzi. Sper că v-a plăcut. Ledger o să încerc să-l folosesc pentru comunitate, încerc să-l folosesc pentru cei din programul pe care îl derulez în momentul de față. Dacă vrei să afli mai multe, bineînțeles, poți să dai și tu click pe linkul din descriere. Sunt câteva e-book-uri, câteva programe, avem și un grup de trading și dacă ești interesat, te așteptăm în grupul nostru. Te salut și ne vedem în video următor. Like, comment, subscribe. Pa, pa!